bine v-am găsit la o nouă ediție a horoscopului săptămânii. Berbec, există riscul să interpretezi greșit mesajele celorlalți la începutul săptămânii și să te lezeze chiar dacă nu intenționau să-ți spună nimic ofensiv. Cu siguranță te frământă ceva anume, dar nu le răstălmăci vorbele pentru a-ți justifica starea. Acordă-ți câteva momente de solitudine pentru a-ți aduna gândurile și a reflecta la ceea ce se întâmplă acum cu tine. Ai nevoie și de așa ceva uneori. Planetele care tranzitează acum casa banilor fac aspecte armonioase cu Pluto din casa carierei. Perioada aceasta semn că dacă superiorii nu schițează niciun gest cum că ai merita o mărire de salariu, n-ar strica să-i abordezi tu pe această temă. Dacă îi prinzi în toane bune și realizările tale din ultima vreme îți susțin această doleanță, s-ar putea să obții o majorare sau măcar un bonus. În jurul zilei de vineri pot interveni discuții în contradictoriu cu cineva din familie, cel mai probabil cu o figură autoritară, indiferent dacă este vorba de mama sau de tatăl tău. Spre sfârșitul weekendului apele se liniștesc, poate și pentru că apuci să stai mai mult prin preajma persoanei iubite și a copiilor. Veselia și bucuria pe care ți le transmit ei te molipsește și îți face foarte bine. Taur, în mod normal nu acorzi o prea mare importanță bârfelor și zvonurilor, dar dacă se întâmplă să vină de la o persoană căreia ai făcut numai bine, e normal să-ți cadă prost. E posibil să te întâlnești cu un astfel de moment în a doua parte a săptămânii și să reacționezi într-un fel care nu-ți face cinste. Îți creezi un deserviciu ție însuți dacă lași unele vorbe să te afecteze atât de tare. Contextul astral actual nu recomandă demararea de proiecte ambițioase sau care implică mai multe persoane. Potrivit astrelor, se mai cere rumegat un timp actual pe planul de bătaie, mai trebuie șlefuite anumite aspecte și chiar întrebat în stânga și în dreapta ce modificări ar mai putea fi aduse înainte de a fi lansat pe piață. Concentrează-te săptămâna aceasta pe rafinarea ideilor de afaceri. Discuțiile cu frații, surorile sau vecinii de la mijlocul săptămânii readuc pe tapet unele subiecte care, în opinia ta, ar fi trebuit să țină de domeniul trecutului, care te stânjenesc sau pot să redeschidă răni mai vechi. Lucrurile se îndreaptă sâmbătă seara, poate chiar duminică, mai ales dacă îți propui să zăbovești ceva mai mult în viață, acasă, la cei dragi. Nu le purta pripă celor dragi. Gemeni, poate că nu ești conștient de faptul că pe fondul actualului context astral ți-ai format un adevărat zid emoțional de apărare împotriva oricărei forme de dezamăgire exterioară. Probabil că pentru o vreme va funcționa acest mecanism de protecție, dar pierzi multe dacă te poziționezi în spatele unui scut. Asumă-ți săptămâna aceasta curajul de a fi vulnerabil în fața celor dragi. S-ar putea ca banii să se numere printre subiectele sensibile ale acestei săptămâni. Poate că după ce ți-ai achitat toate dările și ai făcut plinul frigiderului, nu-ți mai rămâne mare lucru de pus deoparte pentru zile negre sau activitățile pe care ți le-ai programat alături de prieteni. Gândește-te dacă n-ai putea să descoperi o metodă de a-ți suplimenta veniturile muncind de acasă part-time. Partenerul trece printr-un veritabil proces de maturizare emoțională perioada aceasta, fapt pe care nu reușești să-l înțelegi de fiecare dată. Poate că te depășește uneori, ca la începutul acestei săptămâni, de exemplu, motivul pentru care ați început să aveți păreri diferite cu privire la anumite chestiuni de viață în doi. Ai înțelege că se întâmplă în mintea lui dacă ai ciulii urechi. Rac, dacă începutul de săptămână stă sub semnul problemelor respiratorii, fie că vorbim de tuse seacă, strănut, nas înfundat sau care curge ori al disconfortului la nivelul membrelor, astrele te îndeamnă să cauți cauzele acestui disfuncționalități dincolo de granițele medicinei alopate. Poate că a venit momentul să te destăinui cuiva, e posibil ca mai apoi orice neplăcere să dispară. Casa proiectelor tale de viitor este înțesată de planete perioada aceasta, dar aspectul tensionat pe care îl fac cu Jupiter din casa banilor îți semnalează că e nevoie să strângi punga în anumite privințe pentru a-ți putea finanța planurile. Dacă nu i-ai cerut încă sprijinul partenerului, fie el de viață ori de afaceri, caută să o faci la începutul săptămânii. Fii sigur că îi va surâde propunerea. Din câte se pare, a doua parte a săptămânii te cam pune în dificultate pe plan relațional. Luna poposește în zodia nașterii tale în apropierea weekendului tranzit, care te sensibilizează puternic și care lasă rece pe partener. Nevoia ta de afecțiune se exacerbează simțurilor zilele acestea, dar nu rezolvi nimic dacă i-o cerșești celui drag. N-ar fi mai bine să vină de la ea citire?
Leu, în exterior proiectezi imaginea unei persoane puternice, dar adevărul este că depinzi într-o mare măsură de afecțiunea celorlalți și de validare exterioară, iar dacă printr-o circumstanță sau alta nu primești weekendul acesta, nu ți-e deloc tot una. Apropierea ta de tine însuți poate fi un proces anevoios, dar profită de această ocazie pentru a face primul pas către aprecierea personală. Profesional vorbind, colaborezi foarte bine cu superiorii și vă completați reciproc de minune, dar la începutul acestei săptămâni poți avea senzația că lipsește ceva. Poate crezi că nu ți se recunosc eforturile la adevărata valoare, nu ți se aclamă la scenă deschisă realizările, ori simți că nu ai posibilitatea de a-ți pune amprenta personală pe ceea ce faci. Discută cu șefii despre acest lucru. În relație cu partenerul sau copiii, treci printr-o perioadă ceva mai complicată, care, deși nu pare să te depășească, tot ajunge să te apese, uneori mai mult, alteori mai puțin. În prima parte a săptămânii poate fi nevoie să renunți la unele angajamente avute cu prietenii pentru a fi alături de cei dragi. Gașca ta ar trebui să înțeleagă că nu ține de tine acest lucru, deci nu-ți face griji. Fecioară, atât la începutul cât și la sfârșitul de săptămână, scoți la iveală faptul că, pe de o parte, ți-ai dori să te regăsești mai des în centrul atenției, dar în același timp vrei să-ți fie respectată intimitatea și limitele. Această contradicție interioară nu este tocmai ușor de suportat, dar dacă ești dispus să faci ceva în această privință, începe prin a-ți reconsidera deschiderea față de cei din jurul tău. Săptămâna debutează cu sarcini de serviciu care presupun să descoperi combinația perfectă de tehnici sau metode clasice și priceperea ori experiența pe care le-ai dobândit de-a lungul timpului. În zilele următoare, o eroare de comunicare între șef și clienți poate afecta rezultatul muncii tale, motiv pentru care ți se recomandă să adresezi întrebări pertinente ambelor tabere. Ceea ce se întâmplă weekendul acesta între tine și partenerul nu-ți face deloc bine pe plan afectiv, iar dacă ți se creează neplăceri, fii sigur că cel drag observă prin ce anume treci. E clar că unul dintre voi așteaptă să-i se ofere mai mult decât este dispus să dea la rândul lui, fapt care generează o stare de tensiune evidentă între voi. Puneți-vă la masă și discutați acest aspect. Balanță, organismul tău trece printr-o sumedenie de transformări perioada aceasta și, indiferent dacă țin de procesele legate de vârstă sau doar de ceva de sezon, cert este că sistemul tău imunitar are nevoie de întăriri. Prin urmare, dacă te simți mereu obosit și tracasat, corpul tău îți transmite că îi lipsește ceva. Un medic homeopat îți poate prescrie cura de imunizare care ți se potrivește. Înainte să te alături unui proiect dezvoltat de prietenii tăi, ori de a prelua ideea cuiva de afacere, este important să știi în ce te bagi. Dacă te întâlnești cu astfel de ocazie la începutul ori sfârșitul săptămânii, întreabă-te dacă într-adevăr ești pregătit financiar și energetic să te înhami la așa ceva. În jurul zilei de marți se pot naște încurcături la muncă din pricina comunicării deficitare. Atât tu cât și partenerul sunteți prinși între ciocan și nicovale, mai bine spus carieră și familie perioada aceasta, iar după o săptămână extrem de solicitantă pe ambele planuri, în loc să vă bucurați unul de compania celuilalt, ajunge să vă păsați nervii între voi. Poate ar fi momentul ca amândoi să lăsați problemele de la serviciu la pragul casei și să vă concentrați pe voi înși vă. Scorpion, atât de afectiv cât și de fizic, se poate spune că treci printr-o perioadă în care ești destul de fragil, stare care devine evidentă în apropierea weekendului. Acum nu este momentul potrivit pentru a înfrunta chestiunile care te deranjează cu pieptul gol. Întâi de toate, trebuie să te lămurești dacă poți face ceva în această privință sau mai bine te-ai concentra pe schimbarea atitudinii. Dacă ești implicat într-un parteneriat sau conlucrezi cu un coleg de muncă în cadrul unui proiect comun, este important să-ți cultivi constant spiritul de echipă. Fără să dai seama, puteți ajunge să conlucrați unul împotriva celuilalt, când, de fapt, trebuie să colaborați. În jurul zilei de miercuri, faceți câteva restructurări în bugetul personal și reevaluați lista de priorități la cumpărături. Dorința de impunere în relație te încearcă atât pe tine cât și pe partener. Dacă nu sunteți împreună de prea mult timp, această reacție poate veni ca o replică la faptul că nu-ți dai seama ce rol ar trebui să joci în cuplu. În cazul în care vă leagă câțiva ani buni, înseamnă că poate ți-ai pierdut direcția. Probabil că ar trebui să-ți faci mai mult timp pentru tine și cel drag zilele acestea. Săgetător, în ceea ce privește alimentația, s-ar putea să treci dintr-o extremă în cealaltă la începutul respectiv sfârșitul acestei săptămâni. Există riscul să cedezi mai ușor decât în mod normal tentațiilor culinare dacă urmezi o dietă, fie ea autoimpusă ori recomandată de un medic. Înainte de a servi o porție suplimentară, gândește-te dacă chiar ți-e foame sau mănânci pe bază de stres. Din câte se pare, ceea ce urmărești tu să realizezi perioada aceasta este fie să-ți îmbogățești experiența profesională ori cunoștințele în domeniu, fie să urci pe scară ierarhică atâta timp cât primești sarcini pe bază
bandă rulantă ca cele de la începutul săptămânii. Nu prea ai cum să demonstrezi că poți mai mult decât cred alții. Încearcă să le abordezi din altă perspectivă. Este greu de spus marțea aceasta dacă discuția dintre tine și partener este un dialog sau două monologuri care tratează două subiecte total diferite. Acest defazaj dintre tine și cel drag îți poate pune amprenta pe apropiații voștri, mai ales dacă unul dintre voi caută susținătorii ai punctului său de vedere, dar și pe bunul mers al gospodăriei. Racordați-vă pe aceeași frecvență. Capricorn, în jurul zilei de marți, astrele formează aspecte tensionate pe axa sănătății din horoscopul tău general, ceea ce înseamnă că nativii acestui semn, care s-au confruntat cu disconfort, dar și mai ales afecțiunile sistemului respirator și locomotor cândva în trecut, ar trebui să acorde o mai mare importanță modificărilor apărute în organism. În acest fel se evită orice recidivă. Aparent, nu există o evaziune de ansamblu asupra sarcinilor care sunt delegate de conducere la începutul acestei săptămâni. Dacă obișnuiești să lucrezi în echipă, este important să existe o perspectivă comună asupra muncii voastre și o abordare unitară la nivelul tuturor coechipierilor. În cazul în care simți că nu poți da randament în asociere cu alții, semnalează acest lucru șefilor. Astrele plantează o sămânță de scandal între tine și partenere în weekend, dar depinde doar de voi dacă îi permiteți să iasă la suprafață. În afara obișnuitelor ficțiuni care se găsesc în orice cuplu, e posibil ca amândoi să purtați bătălii pe alte fronturi, lupte care vă pot împiedica să vă bucurați cum trebuie de momentele în doi. Cu puțină înțelegere puteți trece peste atmosfera tensionată. Vărsător, weekendul vine nu doar cu timp liber, ci și cu presiune suplimentară din partea astrelor pe axa sănătății tale. Așadar, dacă observi că starea ta de spirit se schimbă brusc, îți cade nivelul de energie și randamentul atât acasă cât și la muncă, întreabă-te care este motivul acestei modificări de tonus. Poate că sursa nu este infecțioasă ori patologică, ci pur emoțională. Atâta timp cât preocupările de timp liber și proiectele tale de viitor presupun investiții de proporții deloc de neglijat, iar atâta timp cât nu-ți evidența cheltuielilor făcute într-o parte sau în cealaltă, te poți trezi la mijlocul săptămânii că ai scos din buzunar o mică avere, iar rezultatele sunt aproape inexistente. Dacă nu te descurci să-ți manageriezi resursele, cere un sfat abilitat. Începutul și sfârșitul de săptămână îți pot aduce provocări pe plan familial, relațional sau probe care interconectează sau mai bine spus adânc în contradicție aceste două sectoarele vieții tale. Dacă au existat animozități între parteneri și familia ta de origine, pe fondul evenimentelor care se derulează în aceste zile, s-ar putea transforma în confruntări directe. Joacă rolul de împăciuitor. Pești, astrele îți recomandă să nu te înhami la mai mult decât poți duce săptămâna asta. Prin urmare, dacă se întâmplă la începutul respectiv sfârșitul săptămânii să nu apuci să-ți termini treburile de pe ordinea de zi, nu te grăbi să tragi concluzia că ai ajuns la saturație. Probabil, ceea ce ți-ai propus tu să realizezi într-o singură zi nu se poate duce la bun sfârșit în doar 24 de ore. În jurul zilei de luni, dar și către weekend, pot apărea piedici pe plan profesional, fie că te lovești de aroganța unor colegi de muncă sau chiar tu ești acela care preferă să păstreze anumite secrete ale meseriei doar pentru el. Cert este că nu realizezi nimic dacă nu încerci să fii ceva mai flexibil. În acest fel, se detensionează atmosfera de la muncă și îți poți face treaba cu drag și spor. Într-un fel sau altul, poți ajunge weekendul acesta în situația de a fi nevoit să alegi dacă acorzi crezare vorbelor partenerului sau spuselor prietenului. Poate, se prea poate ca de fiecare dintre ei să aibă ceva de câștigat dacă te situezi de partea celor, ceea ce înseamnă că nu ai de-a face cu o sarcină tocmai ușoară. Poate ar trebui să te pornești într-o investigație pe cont propriu pentru a te decide. Aici punem punct horoscopului săptămânii. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!